Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rolt. Am să vă fac astăzi o etalare pentru această săptămână, pentru relații, pentru dragoste, să vedem ce aduce această săptămână nouă în dragoste și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante pe care le-am pregătit aici cu pietrele de cristal, piatra roz, prima variantă, piatra mov, a doua variantă și piatra albă, a treia variantă. Gândindu-vă așadar la relația voastră de dragoste sau la dragoste în general, la ce vă doriți voi în dragoste, la ce ar putea aduce nouă această săptămână, săptămâna 3-9 august. Așadar, să vedem ce se întâmplă în dragoste în această săptămână. Deci, pentru prima variantă, vedem care va fi perspectiva în dragoste în această săptămână. La ce vă puteți voi aștepta? Care sunt energiile săptămânii în dragoste? Pentru unii poate să fie vorba că va trebui să poate să reflectați, să stați la distanță de partener, poate nu sunteți împreună, unii sunteți singuri, pentru unii există șanse de o nouă dragoste sau așteptați vești de la partener. Să vedem voi prezentul și viitorul. Da, voi sunteți aici într-o stare de singurătate, într-o stare de tristețe, de separare, într-o stare de reflexie în care trebuie să vă schimbați poate o mentalitate, să priviți lucrurile și din alt punct de vedere, să vă vindecați, să uitați de trecut, stați într-o stare de, să zic așa, în care vă doriți neapărat să... Să înțelegeți mai bine de ce s-a întâmplat anumite lucruri. Pentru unii poate să fie vorba și pentru faptul că ați pierdut pe cineva, deci poate că ați rămas văduve, văduv și sunteți singuri, trist, sunteți singure, triste, supărate. Da, deci sunteți într-o stare, poate și cu moralul la pământ, da? Deci poate sunteți într-o stare deplorabilă, să zic așa, din punct de vedere psihic. Da, deci trebuie să fiți mai pozitiv. Este vorba, poate că e vorba, s-a rupt o relație de prietenie sau poate s-a rupt o relație de căsătorie sau am spus, poate chiar ați rămas singure, văduve. Și acest lucru vă supără foarte mult. Este vorba poate de separare, de definitivă. Deci nu mai există șanse de împăcare și acest lucru vă întristează, vă dărâmă. Deci vă aduce la descurajare, la deprimare. Dar nu trebuie să vă... trebuie dimpotrivă să priviți lucrurile și într-un alt punct de vedere și să încercați să vă ridicați din genunchi și să mergeți mai departe, să vă rupeți de trecut. Acesta este necesar, aceasta să vă faceți o clarificare și cu voi în același timp și să vă rupeți de trecut, să începeți viața de la capăt și pe cont propriu, de unii singuri, spre exemplu. Da? Deci... așteptați în orice caz momente mai prielnice și pentru că va veni și pentru voi un timp mai bun. Acum este necesar să vă vindecați și să uitați trecutul. Pentru că e foarte posibil că ați fost trădați, mințiți. Poate pentru unii dintre voi a fost vorba și de o dragoste la prima vedere, dar a fost poate o înșelătorie, o aventură sau persoana la care voi, cu care voi v-ați dorit o relație, a fost deja implicată într-o altă relație, da? Deci este foarte posibil să nu există. Este o persoană care a jonglat cu situații, l-a mințit, a trădat, v-a manipulat, v-a folosit, poate și pentru că în interes de câștiguri materiale, de bani, da? Deci aici văd energia scorpionului, a cornului, a fecioarei, a gemenilor chiar. Da, deci este, sunt aceste energii. Posibil să fi avut așadar cu, aceste, cu acest tip de persoană, să fi fost avut de-a face cu persoane care erau, poate persoane frumoase, deștepte, mă rog, care aveau multe calități, descurcărețe, dar care înșelau, manipulau, pentru că își urmau interesele. Poate că a fost și o atracție foarte puternică între voi, a fost vorba de o relație în care a fost o relație... foarte atracție fizică foarte puternică, deci sentimente mai puțin, mai mult atracție fizică și aceasta, da, deși ați avut de-a face cu o persoană care
manipula în general mințea, înșela, jungla cu situațiile, mergea pe mai multe fronturi, da? Și acest lucru pe voi v-a pus în genunchi, v-a dărâmat, da? Poate că a apărut și această despărțire, această separare definitivă, poate ați aflat adevărul și de aceea sunteți în această situație. În viitor, în această săptămână ca noutăți, apare șansa unei noi, un nou început. Orică veți pleca, veți face niște călătorii, orică veți cunoaște pe cineva pe neașteptate, da, puteți să aveți o nouă aventură, să zic așa, nu va fi o, trebuie să știți că nu va fi, în această săptămână nu se prevede, să zic așa, o relație care să dureze cine știe cât. Este vorba de această trecere de la o stare la alta, de la o relație pe care ați avut-o, în care voi ați iubit foarte tare și ați crezut foarte tare și vindecarea, să zic așa, vine încet, încet și poate vine și prin o aventură. Deci, da, deci ca să încercați să înțelegeți mai bine lucrurile, trebuie în orice caz să fiți atenți cu cine aveți de-a face, pentru că veți avea de-a face cu persoana mai nebunatică, mai particulară, mai da, mai irresponsabilă, poate mai tânără ca voi. Aici îmi apare o aventură benefică și transformatoare, deci totuși va aduce ceva beneficii, va aduce mai multă veselie, mai multă bucurie de viață, da, deci trebuie, dar trebuie să vă asumați și responsabilitatea, da, deci în această relație, pentru că poate să nu dureze, da, este poate sau pentru unii poate să apară faptul că veți cunoaște o persoană, o persoană care călătorește mult, da? O persoană care are multe idei, inteligentă, dar poate care nu respectă regulile. Posibil pentru unii dintre voi chiar să fie împăcarea cu aceeași persoană cu care deja ați fost, dar să fie vorba și de faptul că e mai irresponsabilă pentru că e mai tânără și nu-și respectă promisiunile. Nu respectă ceea ce vă spune. Deci poate să existe și o astfel de situație, dar mai degrabă aș tinde să cred că apare o aventură. Va apare șansa unei aventuri, să zic așa, unei noi relații. Să începe, aveți un nou început cu altcineva, o nouă experiență care vă poate da noi emoții. Da? Deci este vorba despre alegerea voastră. Sau e posibil că să se rupă relația chiar în această săptămână de această persoană pe care voi, cu care voi deja sunteți, pentru că aflați de această aventură. Este și asta o posibilitate, pentru că pentru că sau rupeți relația cu cineva care vă înșală pentru o nouă aventură. Pentru unii poate să fie și această situație, pentru că nu vă mai simțiți în relația în care sunteți bine și nu mai credeți în ceea ce în partener, în partenera voastră și în această săptămână veți avea ocazia să vă rupeți de această persoană pentru că vă apare în cale o altă dragoste, o altă persoană mai nebunatică, o persoană care vă oferă și romantism, vă oferă și flori, vă oferă și cântece de dragoste, dar este și o persoană mai particulară, mai boemă, poate mai fără griji, care nu-și face griji pentru ziua de mâine ca voi. Da, e o persoană care poate că își cântă dragostea, să zic așa, dar este o persoană care nu e îndrăgostit de cineva anume, ci în general este îndrăgostit, da, deci iubește dragostea, ca să zic așa, iubește să iubească, ca să, pentru că este acel gen de veșnicul îndrăgostit. Dar poate să fie cu blândețe, să zic așa, cu implicare fizică, cu blândețe, poate să fie vorba și de o atracție fizică între voi mai puternică. Nu trebuie să, în orice caz, ca sfat este să nu vă pierdeți speranța, pentru că să vă rugați divinității, pentru că divinitatea vă poate ajuta, puteți primi ajutor de la prieteni când aveți nevoie, vă puteți baza pe sprijinul lor. Deci ca noutăți în această săptămână apar aceste perspective de aventuri sau de refacerea relației în care sunteți cu persoana care v-a înșelat, v-a mințit, dar trebuie să țineți cont că nu se va schimba, va fi tot la fel, chiar dacă pe moment vă va oferi romantism, vă va oferi mai multă bucurie, mai multă, dar voi sunteți și într-o stare, trebuie voi să vă schimbați o mentalitate, pentru că voi sunteți și într-o stare de decepție, aveți așa o stare, parcă moartea sentimentului, aici separarea, moartea, este ca și cum trăiți între două lumi, între trecut și
viitor, să zic așa, nu reușiți să vă desprindeți, nu reușiți să vă decideți în ce direcție mergeți. Nici nu uitați trecutul și nici nu mergeți mai departe. Dar deci sunteți așa într-o această stare și va trebui să vă schimbați ca să puteți să îmbunătățiți, pentru că în această săptămână există șansă de îmbunătățire, fie a propriei relații, dar v-am zis, această relație are și doza aceasta de nebunie, de irresponsabilitate, da? Deci de nesinceritate sau de faptul că e o persoană mai care nu respectă regulile, promisiunile, legile, da, deci e o persoană așa particulară, chiar dacă e romantică, chiar dacă vă oferă și clipe de bucurie, de fericire, dar chiar poate duce la căsătorie această relație, deci ea poate duce și la căsătorie, dar așa va fi această persoană mereu. Deci acest lucru trebuie să-l luați în considerare. Cam asta este ce pot să spun și la... pentru prima variantă. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu floarea, cu cristalul mov. Să vedem la voi ce noutăți aduce această săptămână 3-9 august pentru voi, la ce vă puteți aștepta, care sunt perspectivele acestei săptămâni în dragoste. Deci pentru cei care v-ați ales piatra mov. Aici voi, totuși cineva, orică cineva vă iubește pe ascuns, puteți primi vești, orică în această săptămână voi veți așa avea mai multe nostalgii, regrete, amintiri, vă amintiți de trecut, vă amintiți de vremurile când erați poate soție, mamă, frumoasă, deșteaptă, sau veți dori în această săptămână să vă puneți frumusețea în valoare și puteți stârni astfel pasiuni. Da, deci atrage, avea mai multă, să zic așa, să fiți mai feminină, să fiți mai voi ca femei sau veți fi atrași de o femeie ca bărbați. În această, veți cunoaște o femeie în această săptămână sau de femeia cu care voi sunteți îndrăgostiți, poate apărea șansa unei relații. Aici la voi... voi sunteți într-o stare de echilibru, vă căutați echilibru în această săptămână, sunteți într-o, să zic așa, aveți mai multă pace și liniște în inima voastră, vă simțiți împăcați cu voi. Pentru unii posibil să existe posibilitatea de spărt. Deci dacă sunteți deja într-o relație care nu mai funcționează, în această săptămână poate să ajungeți la despărțire. Era poate o relație chiar care putea duce la căsătorie sau chiar de căsătorie. Puteți să divorțați în această săptămână, spre exemplu, sau să... vă decide să divorțați, dar într-un mod prietenesc. Apare aici această separare și mi-apare și aici cumpătarea și această căsătorie. Cumpătarea cu căsătoria, deci este marele preot și cu justiția din tarot, vorbește de o căsătorie oficială, de un contract, deci un acord oficial între voi, o relație oficială. Dar aici apare separarea și ceea ce îmi spune că e posibil de o despărțire legală, da? Deci... vi se, în sfârșit, vă eliberați de o relație și vă aduceți pacea și echilibru în viața voastră. Dar cu toate acestea, această relație de separată, voi tot împreună, pare că veți, în această săptămână, cum să spun, voi erați o pereche ideală, va rămâne o dragoste platonică de la distanță. Totuși, veți avea niște nostalgie în această săptămână, poate chiar. Dar deci, poate chiar că există șansa, poate chiar pentru unii dintre voi, orică sunteți la distanță de partener. Da, deci poate să, sunt două perspective pe care le aveți în această săptămână. Să vă despărțiți de cineva, să vă găsiți echilibru după o despărțire, poate și acest lucru. Deja v-ați despărțit de partener și acum în această săptămână voi vă găsiți echilibru, pacea și liniștea. Aveți perspectiva de a cunoaște pe cineva cu care să vă faceți o nouă relație. Dar vi se cere mai multă răbdare și înțelepciune. Aici vi se cere, voi sunteți foarte importante ca femei, da, deci voi vi se cere răbdare, înțelepciune, posibil că intervenția o familie să-și dorească să vă ajute, da, dar aici îmi pare totuși că trebuie să vă schimbați poate o mentalitate, să aveți mai multă răbdare și înțelepciune, să nu forțați lucrurile, da, deci să nu forțați lucrurile într-o relație, să nu vă grăbiți să faceți o relație. Da, deci nu vă grăbiți, așteptați, aici mi apare o iubire pură și platonică, poate voi v-ați îndrăgostit de cineva și iubiți de la distanță,
poate să vă aducă multă dragoste această persoană, mult echilibru, puteți fi perechea perfectă, dar poate că voi va trebui să vă schimbați o mentalitate, poate în felul în care priviți relația, partenerul, partenera. E o situație foarte ciudată aici la voi, deci este parcă ziceți că sunteți căsătoriți, sunteți divorțați, pentru că mi-a ieșit aici căsătoria, aici mi-a ieșit perechea perfectă, aici mi-a ieșit separarea, aici mi-a ieșit dragostea platonică și aici cumpătarea. Deci aici parcă sunteți într-o balanță, sunteți undeva unde trebuie să cântăriți ce să faceți, încotro să o luați. Trebuie să aveți mai multă răbdare și înțelepciune. Nu forțați lucrurile, așteptați momente mai potrivite pentru dragoste. Da? Deci, această separare pentru voi vă poate da șansa unui nou început. Deci pentru unii poate apărea în această săptămână posibilitatea divorțului. Totodată și totodată poate chiar că voi deja v-ați îndrăgostit de altă persoană și va fi o iubire la distanță sau nu se va concretiza nimic în această săptămână în relația pe care la care voi vă gândiți, da? Pe de altă parte. Deci puteți să vă aflați în această situație, depinde și de la caz la caz, dar în general aici mi apare așa situația în care voi trebuie să rămâneți într-un echilibru, să vă găsiți pacea, liniștea, armonia cu voi. Puteți avea de-a face cu persoane din balanță, din scorpion, din săgetător, din rac, da, deci acestea sunt practic semnele cu care voi aveți de-a face în această săptămână, dar nu neapărat, poate să fie și ascendent, dar nu neapărat să țineți cont de semne. În orice caz trebuie să țineți cont că voi trebuie să vă găsiți pacea și echilibru cu voi înșivă, să fiți mai armonioși, ocupați-vă mai mult de studiu, de înfrumusețe. Trebuie să aveți mai multă credință, mai multă înțelepciune, pentru că aici a ieșit Marele Preot, corespondenta cărții Marele Preot, și aici a ieșit Papesa. Da? Deci vă trebuie, poate veți avea, poate veți lua legătura cu mama, poate contează foarte mult mama voastră, mama partenerului, da? Poate are o legătură, sau faptul că vă doriți să deveniți soție mamă. Dar momentan în această săptămână mi apare o relație de la distanță. Deci puteți să iubiți de la distanță, orică aveți o relație pe internet, spre exemplu, orică, deci nu mi-apar perspective noi de relație în această săptămână. Poate intervenția unei familii să vă ajute, dar tot de la distanță îmi pare că ajunge deci durează, trebuie să aveți mai multă răbdare, să nu forțați lucrurile în orice caz, pentru că în această săptămână nu par perspective prea bune de îmbunătățirea relației, decât prin intervenția poate a unei familii. Da? Sau dacă doar vă doriți să faceți o familie, să vă căsătoriți, poate, atunci cu o persoană poate mai matură decât voi, mai înțeleaptă, deci va trebui, poate, nu va conta foarte mult dragostea fizică, atracția fizică, cât va conta foarte mult spiritul, să zic așa, frumusețea spirituală, sufletul și nu fizicul. Poate să fie doar în acest mod. Altfel mi apare o stare de iubire platonică, de separare. Da, deci pentru unii am spus posibil că în această săptămână chiar să ajungeți să vă despărțiți de această persoană la care voi v-ați gândit, da? Dacă nu sunteți deja despărțiți, iar dacă sunteți deja despărțiți, această situație pare că se continue sau va trebui să stați separați de partener, poate că ești cu această pandemie și trebuie să stați la distanță, nu vă puteți vedea, în orice caz apare perspectiva de o iubire platonică de la distanță. Și haideți să vedem și la a treia variantă ce noutăți sunt pentru voi, deci la piatra albă, să vedem la voi ce noutăți sunt în această săptămână în dragoste. La voi se grăbește fericirea profundă și deplină, poate mai multă comunicare, mai multă armonie, poate chiar o nouă dragoste. Să vedem ce va fi în această săptămână pentru cei care v-ați ales a treia variantă, piatra albă. Pentru dragoste, la ce vă puteți voi aștepta? O atracție fizică puternică, suflet pereche aici, săgetător și leu pentru voi. Să vedem. Voi sunteți aici tot într-o stare de tristețe și voi, de singurătate, de separare,
de transformare. Treceți printr-o transformare. Să această săptămână poate aveți nevoie de o clarificare, de vă schimbați o perspectivă, vă rupeți poate de trecut și începeți o nouă viață. Pentru că aici mi-apare că deja parcă sunteți, stelele vă sunt favorabile, apare șansa de o fericire profundă, de o nouă dragoste. Deci aici chiar mi-a apărut papa și papesa. Deci căsătoria și perechea perfectă și aici succes benefic și fericire profundă, dar sunteți voi, trebuie să vă schimbați, să vă ridicați din genunchi, să fiți mai pozitivi, sunteți într-o stare, poate și de sănătate mai proastă sau aveți moralul la pământ sau nu aveți încredere, trebuie să iertați, să vă ridicați din genunchi, să mergeți mai departe, pentru că perspectivele, toate cărțile sunt pozitive, doar voi sunteți într-o stare de negativ. Orică suferiți o durere, aveți o problemă de sănătate sau, mă rog, aveți o decepție, orică aveți o suferință, poate cineva drag care ați pierdut pe cineva drag, poate să fie și acest lucru, dar din punct de vedere relațional al dragostei apar șanse noi de împăcare, de refacerea unei relații. Stelele vă sunt favorabile, a apărut succesul benefic în mod divin, integrarea roata norocului, cu alte cuvinte, destinul, și a apărut și soarele, fericirea profundă și deplină. Deci vă puteți reface o relație, redresa o relație. Aveți toate circumstanțele și prezent și viitor favorabile să vă faceți o familie, pentru că o persoană cu care voi vă sunteți o pereche perfectă, dar voi sunteți în această stare, parcă nu mai aveți sentimente în inima voastră, da? Deci parcă m-a murit ceva în voi, da? Cum să zic așa, da? Deci trebuie să fiți atenți, să vă ridicați din această stare, pentru că perspectivele sunt foarte frumoase pentru voi în această săptămână. Căsătorie, chiar poate chiar primiți vreo propunere în căsătorie, da, vă înțelegeți foarte bine cu persoana iubită, există mai multă pace, mai multă armonie, mai multă înțelepciune, cineva își ia rolul în serios, da, deci cineva, partenerul, posibil ca partenerul, partenera să își ia rolul serios, sau voi veți lua rolul mult mai serios în această săptămână, veți primi cu mai multă seriozitate situația în care sunteți, relația în care sunteți. În orice caz apar perspective în această săptămână și dacă sunteți singuri, să pe neașteptate să vă îndrăgostiți și să faceți chiar o familie. Puteți primi chiar în această săptămână, adică lucrurile se petreacă foarte rapid, da? Pentru că roata norocului vine și pleacă. Vă ar trebui poate să o prindeți din zbor această relație, da? Să faceți pasul decisiv. Da, să aveți și voi mai multă inițiativă. Aici apar semne de săgetător, apar semne de leu, apar semne de rac și de scorpion. Deci aveți de-a face cu semne de foc și de apă. Cam acestea sunt predicțiile pentru săptămâna aceasta. Eu sper că v-au plăcut, că v-ați regăsit în ele pe voi și situația la care v-ați gândit, persoana la persoana iubită sau o nouă relație. În orice caz, această săptămână aduce perspective, în orice caz și de transformări interioare, dar și la nivel de relații. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube Crista Rod și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!